Bună, sunt Matei și astăzi îl voi face pe Furky din Toy Story 4. Pentru a-l confecționa, veți avea nevoie de niște sârmă prușată roșie, niște plastilină maro deschis, plastilină albastră, plastilină roșie, un băț de înghețată, super glue, de ochișori de diferite mărimi, o linguriță cu zimți, așa eu am făcut cu foarfeca, dar puteți la și din magazine. Am luat niște abțipilduri. Eu o să folosesc de aici doar unul cu un curcubeu, niște farduri și atât. Pentru primul pas aveți nevoie de linguriță. Luați sârma plușată roșie și ăsta super glue și veți lipi. Cam așa ar trebui să arate. Apoi, voi lua ochișorii și voi lipi tot cu super glue. Aici. Momentan așa va trebui să arate. Acum, voi lua plastilina roșie. Așa. Trebuie să fie așa o linioară. Nu trebuie să fie foarte mare. Și va arăta așa. Acum, voi lua plastilina albastră și o voi face, o fâșiuță foarte subțirică. Și o voi face guriță. Acum o voi atașa.